Numărul accidentelor rutiere în zona Făgărașului a crescut în ultima perioadă. Din fericire, accidentele s-au soldat doar cu rănirea ușoară a ocupanților autovehiculelor. Principala cauza acestor evenimente rutiere este viteza. De aceea, polițiștii biroului rutier au intensificat acțiunile de prevenire. În ultima perioadă de timp constatăm, din nefericire, o creștere a evenimentelor rutiere, soldate cu victime, dar din fericire cu victime, răniți, vătămați corporală ușor. Toate aceste evenimente, având loc pe fondul nerespectării regulilor generale pe linie de viteză, de pentru care am desfășurat o serie de activități pe această linie, respectiv constatarea abaterilor pe linie de viteză. Acestea vor continua și în perioada următoare. Totodată au avut loc și evenimente rutiere pe fondul nerespectării regulilor de circulație pe drumurile publice ale pietonilor și bicicliștilor. Și nu doar șoferii trebuie să fie prudenți atunci când pleacă la drum. Atât bicicliștii și mopediștii, cât și pietonii trebuie să respecte regulile de circulație pentru nu a deveni victime în traficul rutier. Pe această cale recomandăm tuturor participanților la trafic, atât conducători automobiliști, bicicliști în toate categoriile, a respecta regulile rutiere pe timpul folosirii drumului public pentru a nu fi implicați în evenimente rutiere. Participanților la trafic în calitate de pietoni, în timp ce folosesc drumul public, traversare regulamentară, respectiv pe marcajul pietonal sau în lipsa acestora pe la colțul intersecțiilor, iar în municipiul Făgăraș, conducătorii auto să încerce să parcheze vehiculele în locurile special amenajate pentru a crea o fluidizare a traficului, atât pentru dânsii cât și pentru ceilalți parteneri de trafic. Așadar, multă prudență în trafic.